aici, așa că o să-mi cer scuze dinainte de emoțiile pe care le am. Știu că nu se începe cu mulțumirile, dar să trebuiască să încep prin a-i mulțumi mamei pentru susținerea și încurajarea ei de a aborda, sau de fapt de a reveni la o metodă mai clasică de exprimare prin cărpune, deoarece eu petrec foarte mult timp lucrând în mediul digital și asta am ocupat tot timpul, așa, prin sau lucrările, chipurile pe care le-am reprezentat mi-au adus aminte sau încearcă să aduc aminte de o vreme în care înțelepciunea și inocența se împleteau foarte armonios în firescul omului simplu.